Continuăm cu alte știri. Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Tari, a fost convocat la Ministerul Rus de Externe. Se întâmplă la o săptămână după ce Chișinăul a declarat persoana non grata un angajat al ambasadei Rusiei, motivând decizia prin faptul că doi funcționari ai misiunii diplomatice ar fi avut un comportament necorespunzător pe aeroportul internațional Chișinău, atunci când poliția de frontieră a interzis accesul în țară a șefului Republicii Tatarstan din componența Federației Ruse. Mass media de la Moscova scrie că ambasadorului Moldovei a fost înaintată o notă de protest în legătură cu, citez, demersurile neprietenoase ale Chișinăului. Acesta ar fi fost informat și despre decizia de a interzice intrarea în Federația Rusă a mai multor oficiali moldoveni, drept răspuns la declarațiile acestora antirusești. Din imaginile video apărute în mass media din Rusia, ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Tari, a intrat în clădirea Ministerului Rus de Externe fără a oferi comentarii pentru presă. După aproape 30 de minute, acesta a ieșit în fața jurnaliștilor și a explicat pe scurt, fără multe detalii, care a fost motivul vizitei, menționând că discuția a fost una pozitivă și constructivă. Există o rutină diplomatică. Uneori este necesar să discutăm unele probleme și iată, astăzi a fost așa o zi. A fost o discuție constructivă, să spunem așa. De cealaltă parte, însă, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, a calificat acțiunile Federației Ruse în raport cu Republica Moldova drept ostile, fiind întrebat într-o conferință de presă care este poziția Ministerului față de anunțul făcut de Moscova. Timp de foarte mulți ani, efectiv de până la independența țării noastre, Federația Rusă a recurs la politici ostile față de Republica Moldova, față de cetățenii noștri, față de economia noastră, față de independența noastră. În acest context, Federația Rusă continuă aceste măsuri ostile care afectează negativ cetățenii Republicii Moldova. Nicu Popescu a mai fost întrebat dacă cunoaște cine sunt oficialii moldoveni cărora li s-a interzis accesul pe teritoriul Rusiei. Acesta a spus că deocamdată ministerul nu are mai multe detalii. Acest anunț a fost făcut efectiv cu câteva minute înainte de începerea conferinței. Eu am văzut anunțul public, dar așteptăm să vedem care sunt detaliile acestor anunțuri și ulterior vom veni cu informații suplimentare, pentru că într-adevăr acest anunț a fost făcut și deocamdată nu avem toți parametrii și toate detaliile. De la Moscova a publicat astăzi și numele demnitarilor moldoveni cărora le-a fost interzis accesul în Federația Rusă. Potrivit portalului comersant.ru, este vorba de ministrul afacerilor interne Ana Revenco și deputații PAS Oazun Antoi, Olesea Stamate și Lilian Carp. Precizăm că săptămâna trecută secretarul de presă al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, Filip Cojocaru, a anunțat că Chișinăul a declarat un angajat al ambasadei Rusiei drept persoana non grata. La rândul său, ambasadorul Rusiei în Moldova, Oleg Vasnețov, după ce a fost chemat la Ministerul de Externe, a declarat că nu a primit un răspuns clar la întrebarea privind motivele acestei decizii. Pe 19 aprilie curent, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunța că pentru acțiuni incompatibile cu statutul diplomatic, în conformitate cu prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice, ministerul a declarat drept persoana non grata pe teritoriul țării noastre un reprezentant al ambasadei Federației Ruse la Chișinău, acesta fiind obligat să părăsească teritoriul Republicii Moldova.